pe care le întâmpinați dumneavoastră. Cum te-ai cunoscut cu bătrânul? Cum te-a cucerit el pe tine? Păi știi, dragule, eu și Mira ne-am iubit foarte mult și întotdeauna ne-am dorit un băiat. Da, dar cum v-ați cunoscut? Salut, cum te-a cucerit bătrânul pe tine? Nu mi-ai spus niciodată. Păi, pentru asta trebuie să ne așezăm. O să avem ceva de povestit. Era seara disco la GZSF. Ieșisem cu fetele ca să ne distrăm. Mă pregătisem, mă făcusem frumoasă, parcă știam că mă voi întâlni cu Mirel. Și ne-am distrat toată seara, până când, la un moment dat, am ieșit afară să ne mai răcorim de la atât de mult dans și n-au trecut 10 secunde și l-am văzut. El era. Și acum, parcă aud motorul Cloverului cu care a venit. Wow, presupun că avea un prieten cu un Clover. Cred că făcea parte din grupul ăla de băieți răi. Nu, dragule, prima mașină a tatălui tău a fost Clover. Apoi a apărut și Tampa în peisaj. Clover? Wow, nu te cred, e prima dată când am auzit povestea asta. Da, și să vezi cât de frumos era și el, dar și mașina. Dar totuși, dacă poți să-mi spui, cu acel Clover ce s-a mai întâmplat? Aș avea mare plăcere de a-l conduce. Păi, cu câteva luni înainte să vii tu pe lume, greutățile ne-au ajuns. Iar tatăl tău a fost nevoit să-l vândă pentru a ne descurca mai bine cu banii. Serios? Și cui l-a vândut? Lui Moș Costel. Nici nu știu de ce a dat banii pe el. Cred că e timpul să fac o vizită și eu la Moș Costel. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din B-Vlog. Eu sunt gazda voastră neaferial ca din totdeauna și pot declara oficial că nu am intrat în faliment de la ultima noastră întâlnire. Toate zilele de Valentine's Day, dragă obete, 1 martie, 8 martie, au reușit să treacă glonți pe lângă mine, fără să-mi afecteze bunăstarea portofelului. Poate vă întrebați cum am reușit acest lucru? Păi simplu, m-am jucat samt. Eu m-am jucat samt și tot am dat bani pe flori. De ce ne minți? Păi stai o leacă, Ionele, înseamnă că tu nu te-ai jucat destul. Ia spune-mi tu mie, de câte ori ai finalizat questul de 8 martie? De 10 ori. Păi Ionele, îmi pare rău să te anunț, dar pentru a-ți ține portofelul intact și virginitatea, ar trebui să termin questul de minim 90 de ori, luând în calcul că suntem la finalul lunii. Ați auzit bine, questul de 8 martie este activ pe serverele noastre până pe 1 aprilie și vine împreună cu niște premii demențiale. La finalizarea questului veți primi un car slot, un level up, 2 milioane de dolari, 500 de gold și un raport opțional pentru cei mai leneși din facțiuni. Let's go! Moving silent, feel the violence, the excitement, I know the assignment. I'm taking over, I'm sick of mediocre. I'll be the closer, I got a different motor. I got a mission to win it, some ammunition to get it. Don't need permission to finish, got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living, once I'm committed I'm in it. Got a prediction I'm winning, They're the pure bloods, I'm the hybrid. The hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah, I've always been defiant. Up against the beast, yeah, I'm up against the giant. But now I'm gunning for their head. Totodată serverul GTA 5 este într-o continuă dezvoltare. Noi sisteme, update-uri, chiar și modificări. Avem intenția de veni cu ceva cât se poate de original și de lungă durată. Puteți fi la curent cu totul dacă vă alăturați serverului de Discord dedicat acestui proiect. O să vă ținem la curent cu toate update-urile care urmează să apară. Vă mulțumim! În continuare, dorim să vă delectăm cu prezentarea hitrului această săptămână, care este însuși Factot RPG. Acesta, pe lângă haterii trecuți, este puțin mai delicat, spunându-ne că episodul a fost la fel de slab ca și creierul lui Ionel. Domnule Factot, acest lucru este imposibil, nu există nimic mai slab decât mintea lui Ionel. Poftim și dovadă necesară. Joc poker 10K. Mamă, asta e mâna mea norocoasă. Mamă, să vezi că stau jumătate de oră până iese de la poker. Boss, îmi dai și mie 10K? Asta este, mai bine dau leaf hit și aștept până la următorul contract. Ba nu, poți da leaf hit chiar acum. Da, nu știai.
De acum înainte, timpul de așteptare între contracte a suferit modificări. În situațiile în care ținta este omorâtă cu cuțitul, se joacă poker sau se află în jail, hitmanul nu va mai fi nevoit să aștepte până să dea live hit. Ha, ce tare! Că tot am vorbit la începutul episodului de Questul de 8 martie, noi credem că am găsit pe cineva care a vrut să ne păcălească în această primăvară. Totuși, oferindu-ne noul material de lucru pentru iubita noastră siren titulată Aplicația Săptămânii. Aplicația din această săptămână este redactată de către Iulia IT. Aceasta sau acesta ne spune că este un băiat sensibil. Păi măi Iulia, noi ne chinuim să facem quest-uri de 8 martie pentru voi, pentru vă lua o mașinuță frumoasă, o casă, un cadou frumoșel așa că de ziua femeii. Iar tu acum ne spui că ești sensibil? No, aveți grijă cu-i faceți cadouri de 8 martie, băieți. Și aici se termină un nou episod din B-Vlog. Nu uitați să ne lăsați în continuare hitele la voastră din secțiunea de comentarii. Încă o dată, la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, inclusiv Iuliei, și noi ne revedem cât mai curând cu un nou episod. Numai bine!